Domnule Cristian, sunt foarte curios să știu de la dumneavoastră cum ved colegii dumneavoastră problema care la această emisiune va fi probabil cea mai discutată, și anume apropierea momentului în care se liberalizează vânzarea de pământ către străini sub orice formă. Ca atare, cum vedeți dumneavoastră, oamenii tineri, ideea că vindem țara bucată cu bucată, hectar cu hectar, cui vrea să cumpere? Am spus și înainte faptul că atașamentul față de industrie nu poate să fie la fel de mare, în mod normal, ca atașamentul față de pământ, mai ales la români. E de discutat, mă rog, această particularitate, să spunem, a poporului nostru, dar cred că fiind un popor încă păstrat în limitele unei tradiții firești, nu? De locuire, de a te atașa de un anume loc, cred că această perspectivă a pierderii locului este destul de înspăimântătoare. Și după părerea mea, tânăra generație nu mai are aceeași toleranță la ideea de vânzare a pământului în special, dar nu numai a pământului, așa cum s-a întâmplat în anii 90 cu haosul acela provocat la Revoluție. Deci eu cred că de data asta și se vede. Există o reacție de îngrijorare și mai mult decât atât, de rezistență la ideea de vânzare a terenurilor către persoane fizice, particulare, după 2014. Și nu suntem singurii care reacționăm. De exemplu, în Ungaria, anul trecut, a fost promulgată o lege care interzice expres ca terenurile agricole să fie vândute către străini. Există, din câte am citit, procese între statul maghiar și fermieri din Austria care au cumpărat repede terenuri în Ungaria, dar le-au cumpărat, se pare, într-o formulă mai șubredă din punct de vedere juridic, iar acum statul maghiar, ce să vezi, le ia înapoi. Vă imaginați așa ceva în România? Adică un fel de renaționalizare a unor obiective economice? Deci, suntem într-o situație în care, fiind într-un fel puși cu spatele la zid, nu prea ne mai putem permite să ne mai jucăm cu ideea asta. Și în anii 90 se practica foarte mult lozinca, dar se vehicula într-un mod, cum să spun, ironic. Nu ne vindem țara. Adică dacă spuneai că da, nu-mi vând țara și te implicai în această lozincă, erai de suiete. Erai de suiete, erai comunist, erai ca, cum, domnule, să nu-ți vinzi țara? Deveneai subiect de ironii pentru Mircea Dinescu. Acum, apropo, Mircea Dinescu nu cred că și-ar vinde moșiile pe care le are în Dolj sau... Deci, atașamentul față de pământ e diferit față de atașamentul vis-a-vis de obiectivele industriale. Și cred că suntem într-o situație destul de disperată ca să ne mai putem permite să ne mai vindem încă o dată realmente țara. Da, însă deja s-a vândut foarte mult. Cam 10% s-a vândut. Cam 10% din pământul arabil și din cel mai bun pământ arabil s-a vândut. Da, pentru 10%. Că legea veche permitea să se cumpere dacă străinii făceau un parteneriat, de fapt făceau o firmă în România. Firmă, și în felul ăsta, de fapt, cei care din Ministerul Agriculturii spun acum că răul s-a produs și ei nu se mai așteaptă să existe cereri foarte mari, deși există tot timpul un deși, se pare că nu e așa. Sunt zone în România, mai ales în Moldova, care sunt depopulate, unde pământul e bun, unde se pare că există interes pentru terenurile românești. Atunci trebuie să facem un așa fel încât aceste terenuri să rămână totuși în proprietatea celor care s-au născut pe ele. Guvernul a promis că în octombrie va veni cu un set de măsuri care va împiedica, sigur, într-o formulă civilizată europeană, fără excese, dar va împiedica pe cât posibil sau va descuraja, dacă vreți, această vânzare inutilă și ilogică, de fapt, a terenurilor din România. Da, dumneavoastră sunteți optimist când credeți că guvernul, oricare ar fi el, dar guvern post-decembrist, poate să-și țină vreo promisiune și mai ales e în stare să
impună un punct de vedere născut din sentimentul interesului național. Dumneavoastră sunteți pesimist. Sunt pesimist în ceea ce privește... Nici eu nu sunt optimist. ...capacitatea acestor guvernanți de a reacționa normal. În situația în care ne aflăm, cu niște irresponsabili care s-au angajat față de Uniunea Europeană să liberalizeze această vânzare, mi-e teamă că nu vom avea reacția normală pe care au avut-o niște guvernanți care au fost la opoziție atunci când s-a semnat asemenea acte cu Uniunea Europeană, cazul Ungariei și al Poloniei, unde a existat o opoziție autentică și această opoziție, când a venit la putere, a schimbat într-un fel lucrurile. Noi nu avem această opoziție capabilă să dea peste mână celor de dinainte. Cei care ne conduc de 20 de ani sunt, de fapt, din aceeași gașcă împărțită în partide care se succed la putere fără să modifice nimic din ce este esențial. Deci sunt foarte pesimist și foarte îngrijorat de perspectiva spre care ne îndreptăm. Dar ei au tot timpul un argument sperietoare și anume Uniunea Europeană. Da, Uniunea Europeană a devenit o sperietoare de care se folosesc și atunci când nu e cazul, când Uniunea Europeană nu ne impune ceea ce ei susțin că pretinde Uniunea Europeană de la noi. Va fi un subiect de dezbatere publică și nu numai această emisiune, ci și alte grupuri pe care le cunosc se vor angaja într-o acțiune civică împotriva acestei liberalizări. Vor fi presiune asupra guvernului să facă ceva, astfel încât mă aștept din partea acestora, a dumneavoastră, a tineretului, a sindicatelor, a partidelor neparlamentare, să găsească o cale de a face presiune asupra acestor guvernanți. Discuția pe acest subiect s-ar putea să meargă, nu zic să degenereze, să meargă spre o discuție mai largă și anume ce facem cu această Uniune Europeană. Dacă Uniunea Europeană ne obligă la asemenea demers, la asemenea măsuri, nu mă mai recunosc în ceea ce am crezut noi că va fi Uniunea Europeană. În măsura în care vânzarea de pământ pentru străini este o măsură impusă la cererea Uniunii Europene, suntem obligați, dacă suntem responsabili, suntem obligați să punem în discuție nu numai liberalizarea vânzării de pământ, ci și apartenența noastră la Uniunea Europeană. Constatăm că această Uniune lovește în interesele noastre cele mai importante, majore. Trebuie să-l citesc pe Victor Orban, pentru că am vorbit mai devreme de Ungaria și îmi face plăcere să o fac în contextul ăsta, care spunea, zice, până acum numai Uniunea Sovietică a mai atentat la fel de puternic la independența, mă rog, și suveranitatea Ungariei. E vorba de Uniunea Europeană. Deci apropierea asta, Uniunea Sovietică, Uniunea Europeană, este foarte dureroasă. Din păcate, constatăm că birocrația europeană este total surdă la ceea ce se întâmplă cu sentimentele celor pe care chipurile îi administrează. Adică există o mafie probabil transeuropeană economică, industrială și agrară, care domină la ora asta și care impune niște reguli pe care statele naționale nu le mai pot sau nu știu să le contracareze. Iar în momentul în care se ajunge într-un punct critic, sigur că varianta de avarie neplăcută, nedorită, nefirească, nu? Ar fi inclusiv punerea în discuție a apartenenței noastre la acest club select, cum se spune. De fapt, e o formulă destul de perversă, după părerea mea. Nu e niciun club select, e o adunătură oarecare, care se poate destrăma și, de fapt, nu mai funcționează așa cum ar trebui să funcționeze de mult. Numai că ne-a făcut rău, mult rău până acum, domnule drag. Această dezindustrializare care s-a produs în mare măsură a fost pretinsă, cerută, condiționată de intrarea noastră în Uniunea Europeană. Iar
imbecilii care ne-au condus au plecat capul. De câte ori li s-a spus, închideți siderurgia de la Călăraș, închideți Comtimul de la Timișoara, închideți fabrice de tractoare, închideți Aro și așa mai departe. Au acceptat și zicând că e o condiție de intrare în european. Bun, dar nu credeți că ei s-au gândit că odată ce vom intra acolo vom beneficia sau vor beneficia de niște avantaje atât de mari, atât de spectaculoase, atât de incredibile, care să justifice aceste sacrificii? Adică aici a fost o chestiune extrem de perversă și mă gândesc la ce spunea regretatul Alexandru Paleologu, zice, ce absurd ca eu, care sunt european, să am granițe de intrare în Europa. Adică să mi se spună, cu alte cuvinte, ca să deschizi ușa și să intri în Europa, unde noi suntem de când ne-am născut, trebuie să ne lăsăm hainele afară, să ne schimbăm înfățișarea, să ne schimbăm coafiura se pare, și să mai dăm și bani. Cristian, că procedeele celor care au făcut lagărul socialist cândva s-au rafinat, au devenit mai parșive, mai bine ascunse, mai discrete în anii noștri, când cu aceeași mentalitate s-a construit Uniunea Europeană. Faptul că seamănă Uniunea Sovietică cu lagărul pe care îl aranjease în jurul ei cu Uniunea Europeană este ceva care se vede tot mai bine. Din păcate, aș putea spune că acea Uniune Sovietică era de preferat ăsteia, din punctul de vedere al respectului pentru valorile naționale. Nu exista o preocupare atât de sistematică și de bine ascunsă de a distruge aceste entități naționale, așa cum se vede acum că se întâmplă în anii noștri, sub titlul de mondializare sau de europenizare a noastră. În orice caz, dacă ar fi să judecăm epoca lui Nicolae Ceaușescu, zic eu, obiectiv, în măsura în care se poate judeca obiectiv, deci privită acțiunea lui diplomatică din epoca respectivă, cred că am putea să constatăm că el a avut libertatea, relativă, sigur, dar în orice caz și-a luat această libertate de a negocia de la est la vest. Da, ăsta e un subiect, domnul Cristian, pe care iarăși promitem eu dumitale și dumneata mie și împreună spectatorilor noștri că îl vom aborda în ce măsură... În viitor. Ori acum, ca să termin ideea, dacă primul ministru pleacă la est, ați văzut imediat cealaltă parte a presei, ca să zic așa, reacționează și îl acuză de faptul că a întors spatele vestul. Deci noi jucăm acum la o singură poartă, ceea ce e absurd. Da. Cam asta e prima concluzie pe care o tragem, și anume că Uniunea Europeană poate fi pusă în discuție ca soluție de viitor pentru noi români.